M-am gândit în dimineața aceasta să citesc o poezie care este destul de grea. Și mie e greu să o recit. Dar de multe ori se întâmplă lucrul acesta. Și nu aș vrea să mai întâmplă așa ceva. Mai ales în casa lui Dumnezeu. Poezia se numește Divorț. Când apare primul gând că cel mai potrivit de pe pământ, că nu e el sau ea, s-ar putea altcineva, atunci, dintr-un ungher, apare fără sorți cuvântul straniu și urât, divorț. Ce înseamnă o plecare, o amintire, o aventură? Nu, divorț e mult mai mult. Mă îngrosesc, dar să aud că s-a gândit din noi vreo unul să întrerupă astfel drumul. La ce dimensiuni ajunge vapura, uitând și timpul și măsura? Cât plâns va depune doi ochi de copil, ce azi nici nu știe că este singur. Steril va fi pentru el cuvântul de tată. La cine alergava în brațe deodată? Iar alții, sortiți fără mamă, stingeri și neluați în seamă, vor crește cu rană, rămânând doar dor, și nu vor fi nepăsători. În casa lor, un stâlp s-a rupt. Un stâlp din doi e foarte mult. Divorț e un statut nedorit de orice om creștin pocăit. Când doi se iubesc, natura și cerul zâmbește. Când ei se despart, dar un diavol mijește. În cer dispar pe deplin cuvinte ce au venit. Divorț, resentimente, umilire. Acolo la Dumnezeu, Hallelujah, Osana, e numai iubire. Amin.